Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la o filmare în trei variante de răspuns, în cadrul căreia vreau să vedem ce se întâmplă pentru voi în luna august. Puteți să alegeți un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru spiritualitate, un număr pentru altă persoană, fix cum simțiți, așa faceți. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra albastră, numărul 3, piatra verde. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi în luna august. Să vedem, dragii mei. Wow, aici e clar, văd că voi vreți să faceți o călătorie și este posibil să aveți probleme la un drum aici, văd. Sau faceți niște drumuri pentru a rezolva o problemă de sănătate. Mergeți să rezolvați o problemă legată de o problemă de sănătate pe care o aveți. Sau mergeți într-un loc ca să vă relaxați, să vă simțiți bine. Dacă vreți să vă mutați sau dacă aveți un drum de făcut, vedeți că pot apărea probleme pentru unii dintre voi. Cineva care vine să vă sară în ajutor. Deci. Bun, hai să vedem mai departe. Bun, văd aici o întâlnire pe care o aveți. Poate chiar cineva care vă vine în vizită, o persoană care este bolnavă sau o persoană care nu se simte bine și vă vine în vizită și vă roagă să-l ajutați sau să o ajutați. Vedeți că aveți un noroc pe bani în această lună august, dar ideea este că vor fi niște discuții care nu vor plăcea unei anumite persoane. Da? Văd aici o supărare pe de altă parte. O supărare, o tristețe. Parcă ceva nu iese așa cum vă doriți pentru unii dintre voi. În alte cazuri, e ca și cum cineva vine către voi pentru că are o problemă și vrea ajutorul. Atenție, nu vă implicați foarte mult dacă e vorba de așa ceva. Și văd aici un eveniment care se întâmplă și care este foarte surprinzător pentru voi. Poate fi o rupere, o problemă a unui bărbat mai în vârstă, văd aici, sau o problemă care se rezolvă legată de o moștenire sau legată de niște acte, hârtii, documente. O persoană importantă din viața voastră trece printr-o transformare foarte mare. Hai să vedem ce cu această carte, ce vrea să vă spună. Poate are legătură cu o persoană mai șatenă, care lucrează cu mintea, care se ocupă cu actele, cu hârtiile. Și văd aici că puteți avea legătură iarăși și cu o situație care se întâmplă și care vă schimbă foarte mult mintea. Da? Poate chiar o surpriză pe care o aveți din partea unui prieten care lucrează la stat. Sau, pentru alții poate să fie vorba de o rupere a unei relații. O supărare văd aici pe dragoste pentru unii, dar dacă, nu știu, în general e ca și cum aflați de un frate, de o persoană dragă vouă că are niște probleme, nu văd să fie direct ale voastre, dar vă veți implica în așa ceva. Pentru că totuși dacă sunteți într-o relație, sunteți foarte protejat sau foarte protejată. Și, dragilor, văd aici un nou început plin cu pasiune pentru voi. Un nou început foarte frumos, foarte dulce. Niște probleme văd aici care se rezolvă cu niște acte. Sunt puțin încurcate, dar apoi lucrurile sunt bune. Da? Dacă sunteți bărbat, vedeți că e vorba de o femeie care pleacă, da? Și care vă încurcă aici cu niște acte, dar apoi văd un nou început foarte stabil pentru voi. Atenție pe zona sănătății pe inimă, văd aici. Da?
Dacă sunteți femeie, aveți o persoană care vă ajută, care vă este alături. Iar dacă sunteți bărbat, vedeți că puteți să vă eliberați dintr-o situație. Parcă tot răul este spre bine pentru voi. Iar dacă sunteți singuri, vedeți că poate să apară o nouă persoană, dar atenție că poate fi o persoană puțin sadică sau o persoană care mereu face drumuri, cineva care este mereu la distanță sau care are probleme cu niște acte și aici e bine să fiți atenți. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Balanță, Berbec, Leu, Vărsător, Gemeni, Pești, Fecioară, Săgetător, Rac și cam atât. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi în luna august. Wow, aici văd niște minciuni. Da, minciuni și niște falsități, niște lucruri rele ascunse. O ceartă văd aici cu cineva sau o situație tensionată în care vă aflați și care ține de niște drumuri pe care cineva le face. Ia să vedem. Aici, dragilor, voi aflați niște minciuni sau aflați niște lucruri ciudate în cadrul unei relații sau în cadrul unei situații. Da? Cineva află niște secrete în legătură cu niște bani. Atenție la persoanele din jurul vostru pentru că pot fi puțin invidioase pe situația voastră financiară. La un moment dat văd că aveți aici o negociere, parcă stați la masă cu cineva și încercați să discutați, încercați să găsiți o soluție la o problemă care ține de internet, de străinătate, de zona aceasta a spiritualității sau de zona studiilor înalte, văd aici iarăși. E o discuție veche pe care tot ați purtat-o de mult timp și care iarăși revine în această lună. Însă, într-o zi sfântă, da, sau într-o zi de sărbătoare, indiferent de religia din care faceți parte, aici văd că aveți parte de o protecție specială și văd un nou început. Dacă sunteți singuri, să știți că apare o nouă persoană. Iarăși, pentru cei care vă aflați într-o relație în care lucrurile nu mai funcționează, să știți, dragii mei, că aici apare o nouă persoană, la fel. Unii posibil chiar să vă gândiți serios să, știu eu, să faceți un copil sau ceva. Ia uitați, un drum pe care îl faceți într-un loc sfânt sau vă mutați undeva, faceți ceva. Faceți o călătorie undeva. Da? Ia uitați, o călătorie scumpă sau o călătorie într-un loc scump. Pentru alții, vă vin niște bani dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Transferați niște bani sau vi se transferă niște bani, nu știu. Dar e ceva ce v-ați dorit voi foarte mult și care vă schimbă, văd aici, în fața celorlalți, care vă ajută foarte mult. Parcă la o zi sfântă, la o zi mare, cineva fuge, cineva pleacă. Și e ceva ce voi intuiți, da? Atenție că pot apărea aici probleme în familie, văd, dar care se rezolvă. Parcă aveți o protecție din aceasta specială. Ia să vedem. Da, aici văd un divorț, o negociere, o pierdere pentru cineva. Deci o persoană care are parte de o pierdere, mai văd. Hai să vedem. Să știți că se clarifică ceva anume. Ia uitați, mergeți undeva lângă o apă împreună cu o persoană.
Sau faceți o călătorie din aceasta mai îndepărtată, mai văd aici. Și văd o femeie care transmite tot felul de mesaje de iubire, de pace. Da, aici văd că da, e adevărat. Ori momentan sunteți într-o situație, ori ați fost într-o situație din asta ciudată, da, în care a fost supărare, a fost boală, văd o persoană bolnavă, o persoană care stă, suferă aici, dar mai mult e o boală care ține de suferința inimii, da? Haideți să vedem acum. Știți cu minciunile astea totuși, da, dragilor, să știți că minciunile se elimină sau lucrurile toxice, nu știu, supărarea voastră se elimină într-o zi sfântă sau într-o zi de sărbătoare, într-o zi în care voi sărbătoriți ceva sau aveți un eveniment important, indiferent, v-am spus, de religia din care faceți parte. Se rezolvă în urma unei negocieri, în urma unei discuții pe care cineva o are, tocmai după ce faceți drumul acesta, da? După ce faceți drumul, atunci se rezolvă lucrurile. Foarte interesant. Sunteți protejați de rău. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Scorpion, Balanță, Leu, Taur, Săgetător, Gemeni, Taur din nou. Mai avem zodia Leu aici, iarăși. Săgetător, Vărsător, Fecioară, da, și zodia Pești. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care doriți să mă sprijiniți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau să distribuiți aceste videoclipuri. Vă îmbrățișez și vă aștept la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru voi. Ce se întâmplă în luna august? Hai să vedem. Wow, și pentru voi a ieșit această carte. Poate ar trebui să ascultați și de la numărul 2, pentru că așa a început citirea și acolo. Însă aici sunt lucruri diferite. Puțin, adică văd o noutate care apare și care ține de o casă, care ține de o instituție. Sunt niște lucruri acolo care nu arată foarte bine și văd un final. Da? Parcă în sfârșit se află niște secrete. Da? Văd o rupere într-o căsătorie sau o rupere într-o asociere, într-un parteneriat. E o problemă acolo, da? Sunt probleme destul de mari, ia uitați. Deci voi aveți parte de schimbări majore aici. Schimbări absolut profunde. Și văd că, nu știu, ori vă mutați cu cineva, ori plecați dintr-o casă, vă despărțiți sau mergeți undeva împreună cu persoana iubită. Văd aici un loc sfânt, un loc îndepărtat de voi, deci nu e, e într-o altă țară, e într-un alt oraș, e mai departe de voi. Un loc relaxant. Hai să vedem mai departe. Văd aici o persoană care o să vă urmărească în această lună august, da? Poate chiar din iulie lucrurile se întâmplă și văd pe cineva care stă și vă urmărește, cineva care o să fie foarte gelos, foarte invidios pe voi. În mod special dacă discutăm de un drum pe care îl faceți. Și mai văd aici pe cineva care încearcă să mintă, da? Care încearcă să se sustragă dintr-o situație. Dacă sunteți femeie, văd o dragoste veche care începe să aibă niște probleme în această lună. Sau poate chiar dacă sunteți bărbat sau dacă ați întrebat pentru un bărbat, vedeți că o femeie și cam urmărește aici interesul, cam profită de tot ceea ce se întâmplă.
Ia să vedem mai departe. Dar ia uitați câtă protecție aveți voi aici. Aveți niște secrete pe care nu se vor afla. Da? Și aveți niște, aveți o surpriză din partea intuiției pe care voi o aveți. Primiți niște bani, reușiți să negociați ceva cu niște bani. Este ca și cum se distruge ceva, se elimină persoanele toxice din viața voastră. Da, aici știți că poate să fie vorba de o a treia persoană, da, care apare în relație sau dacă sunteți deja într-o relație de trio, parcă se află sau e un scandal aici care o să perturbe niște bani sau o situație financiară pe care cineva o are. Dar văd un final oficial, deci o despărțire, un divorț, cineva își dă demisia, ceva se întâmplă aici, dragii mei. De o persoană supărată, o persoană care află niște lucruri. Dacă bănuiți că persoana de lângă voi are pe cineva, să știți că așa este. Cel puțin aflați în luna august. Și mai văd aici pe cineva care se gândește cu multă dragoste la voi și care și-ar dori ceva stabil, și-ar dori o căsătorie sau și-ar dori un copil cu voi, un nou început. Pot apărea niște probleme din partea unei văduve sau din partea unei femei mai în vârstă, mai văd aici, dar văd că și o situație care durează de mult timp și care vă apasă, care nu vă dă pace, se rezolvă, da? Se rezolvă, însă are legătură cu o supărare într-un cuplu. Totuși văd aici multă dragoste pentru voi în final și faptul că lucrurile se clarifică. Da? Lucrurile se, nu știu, parcă vă eliberați dintr-o astfel de situație în care vă aflați. Voi intuiți ceva și ar fi bine să vă ascultați intuiția, că oricum aveți protecție. Hai să vedem. Atenție pe bani și pe persoane puțin invidioase de la locul de muncă și atenție la niște vorbe pe care le puteți primi din partea unei persoane mai în vârstă. Hai să vedem aici ce cu minciunile astea. Da, minciunile astea țin de o persoană mai invidioasă pe banii voștri sau e o persoană care vrea bani și care profită de o conjunctură în care voi vă aflați. Alții poate vreți să vă cumpărați ceva scump, dar văd aici, nu știu, ori o moștenire care vine cu probleme, ori o despărțire, v-am spus, ceva se întâmplă pentru unii dintre voi. Aveți grijă pe ce cheltuiți banii, mai ales dacă e vorba de vreo distracție sau de o ieșire undeva, de o plecare undeva anume ca să vă relaxați, să vă simțiți bine. Atenție că ați putea să fiți înșelați la bani sau plătiți, dar când ajungeți în locul respectiv vă dați seama că nu arată ca în poze, da? Adică în sensul ăsta. Cum văd multă dragoste pentru voi și faptul că ceva se rezolvă. Foarte interesant. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Pești, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, Gemeni, Săgetător, Capricorn, Leu, am mai spus, și cam atât. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Iar pentru cei care doriți să mă sprijiniți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste videoclipuri sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat! Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!